familia pentru mine înseamnă bărbat, femeie, care rezultă copii din acești doi oameni. Dezvoltă subiectul. Nu bărbat cu bărbat. Grupul de oameni cu care stau zilnic, să zic așa. Din ce e formată familia pentru tine personal? Mamă, tată, de preferat. Trebuie să fie neapărat bărbat, femeie? Da, de preferat da. Da? Ca să se educe ok copilul, da. Despre asta nu se vorbește, e periculos. O mamă și un tată, nu doi tați sau două mame. Deci n-ai fi de acord cu... Bă, da, eu n-am nicio problemă, adică sunt deschis la chestii de genul ăsta, doar că nu... Nu mi se pare foarte ok pentru copil. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Familia e formată din bărbat și femeie, acum... Bărbat și bărbat nu. Eu nu, le accept, dar nu vreau să judec și nu vreau să caut motive pentru care să ajung aici. Dar de ce? Religios? Nu neapărat religios, pur și simplu, pentru buna dezvoltare a copiilor. Imbecilule, ai luat copilul ca amintire? Eu cred că până la urmă fiecare are dreptul să-și întemeieze o familie fix cum vrea el, dacă cineva vrea să-și întemeieze o familie cu un bărbat, să-și o întemeieze. Eu prefer cu o femeie, m-am întemeiat-o cu o femeie și sunt fericit. So, theoretically, if someone was to step in, it would be okay? I'm sorry, Kyle. I like girls. Huh? Dude, what the f***? Ce-a fost la îngeneză, nu? Adam și Eva, adică bărbat și femeie. Asta s-a numit în familie. Ce te îndești, mă? N-ai mai văzut femeie în pielea goală? Nu. Doar atât. Doar atât. Adică nu neapărat că aș judeca acum homosexuali sau lesbienele. Fiecare este liber să facă ce vrea, dar... Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora. Acum nu judec pe homosexuali, doar păcatul în sine, mi se pare păcat. Dar ești frumoșel, doctor. Deci dumneavoastră sunteți de acord să se modifice Constituția și să scrie în Constituție că familia este întemeiată de bărbați și femei? Da, ca și cum Dumnezeu a creat Adam și Eva, adică Dumnezeu n-a creat Dumnezeu Adam, adică a creat bărbatul și femeia. Jinică! Opa! Jinică, ce faci? Aici. Pe șantier. Din ce e constituită o familie pentru dumneavoastră? Familia, în general, cele mai importante persoane din viață. Adică, ce poți să-ți dorești mai mult? Asta e, nu știu, cred că asta e cel mai important. N-am nevoie de niciun fel de explicații. Adică, gen, familia, bun. Te referi la prieteni, la astea, parcă nu prea e aceeași lucru. Când te gândești că te așteaptă cineva acasă, cine e familia? Măi, Fantomas, pe cine aștepți aici? Bun, mama, tata, frați, părinți, surori, nevastă, copii, adică... Dar ce faci acolo, mamă? L-am găsit pe tatu. Nu știu cum să mă explic cu așa mai detaliat. Probabil știți că va fi referendum pe tema familiei tradiționale în toamna asta. Da, vreau să vă întreb ce înseamnă familia pentru dumneavoastră. E ceva tradițional, e o valoare, e o instituție. Este important acest referendum pentru că sunt două tendințe clar divergente în România și poate chiar prea divergente. Uite ce e, Barosale, pune câte întrebări vrei că eu știu să răspund. Știți, până la urmă, lumea nu înțelege că noi suntem programați să perpetuăm specia. Și pe natură nu interesează nici cât de mult am avansat noi tehnologic, nici cât de mult suntem sau nu suntem în urmă cu concepte și cu... Natura vrea să perpetuăm specie. Vă iubiți! Vă giugiuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! De exemplu, căsătoria între două persoane de același sex este o familie pentru dumneavoastră? Sincer, nu. Nu? Pentru mine. N-am nimic cu ei, dar nici nu consider, pentru că, vedeți dumneavoastră, suntem... Mai atrână. Chiar dacă trăim din democrație, suntem un popor cu o altă mentalitate. Greu să ne dezvățăm de metodologia... bătrână. Ai? Am fost crescuți în alte vremuri, mai avem cum să ne aliniem standardele europene, dar nu consider. Consider că legătura între două persoane de același sex nu e ceva normal.
Nu am nimic cu ei, dar nici nu consider ok să stai să corupi în diverse alte modalități persoane, să-i tentezi, să-i abazi de la calea naturală. Ne-a încuiat! Și ce facem cu oamenii care vor totuși să se căsătorească, persoane de același sex, care vor să creeze o familie? Treaba lor unde mergi și ce fac. Ok. Mersi mult. Cățelul. Și cățelul. Cățelul, tată, bunica, bunicul, unchiul, Nichi. Din membrii familiei pe care îi iubesc foarte mult, care sunt rațiunea mea de a trăi, copilașii, soțul, părinții, fratele. El. Bineînțeles, mai ales el, ultimul membru, intrat în familie, în curând va face un an. Pentru dumneavoastră, de exemplu, o familie alcătuită dintr-un persoane de același sex, ar fi o familie, n-ar fi o familie? Nu, exclus. Acolo nu e familie, nu e vorba de familie. Acolo e vorba de refulările unor persoane, dar e dreptul lor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să devină o familie. Ideea următoare, repet, ei au refulările lor, problemele lor, intimitatea lor. Dar, doamne, să-și o țină acolo, la ei în casă. Nu trebuie neapărat să se și legifereze treaba asta. Nu-i văd rostul. Dar noi nu mai cântăm, nu mai... Ce fac ceilalți, treaba lor, e problema lor. Dar nu poți să ai încredere în un oameni de genul ăsta, nu poți să pleci cu ei la luptă. Și acum, atacul. Ce înseamnă familia pentru tine? Pentru mine, familia înseamnă dragoste între doi parteneri, indiferent de sexul, orientarea lor sexuală, religioasă, politică și așa mai departe. Frumușel, frumușel. Băi, filarmonică, hai, acordează-te. Deci nu ești de acord cu modificarea Constituției? Absolut prin care... deloc. Absolut deloc. Ai fi de acord ca persoanele care fac parte din comunitatea din comunitate LGBT, din comunitatea LGBT, din comunitatea LGBT. Ich vorreiber. Parlare in italiano celentano. Să adopte copii, da. De exemplu, da, aș fi foarte de acord. Da? Da. De ce? Adică dacă ai putea să-mi argumentezi puțin, foarte pe scurt. Cred că doi oameni care își asumă să adopte un copil, chiar mai multe șanse de genul decât niște oameni heterosexuali singuri. Chiar mai multe șanse? Păi dacă își doresc, oamenii fac și din greșeală copii, nu? Mulți nu ar trebui să facă copii. Lasă, nu mai pune toate la inimă, că faci tensiune. Din ce este formată o familie? O familie, clar. Femeie, un bărbat și ce urmează după, copii. Sunt open mind, deci sunt foarte de acord cu orice, în afară de adopție. Familia înseamnă locul în care poți să te simți în siguranță și în încredere și protejat și susținut sub orice formă. Deci... Și cred că poate avea orice formă familia respectivă, doar cât să conțină adevăr și sinceritate. Fără poezie! Viața e pustiu! Deci nu sunteți de acord cu modificarea Constituției, cu referendumul? Nu sunt de acord cu nimic din ceea ce ar putea interveni în decizia propriei persoane. Viața mea e a mea și nu trebuie să decide nimeni pentru mine. Vă putea să ne spuneți... Ai răspit-o, nu fac politică. Chiar. Nu? Oh, that's adorable! Ce culoare zice că e mașina? Albă. Și mașina noastră ce culoare e? Albă. Ce culoare are mașina? Albă. Ce culoare are mașina asta? Albă. Ce culoare are mașina asta? Albă. E un spațiu public, doar întrebam oamenii, nu... Și m-ați întrebat cu noi dacă vrei să ne iei? Păi nu, că nu... Eu v-am recomandat la asta, sunt șeful pazic. Uitați. Zorata! Da. Da? De unde or fi răsărit ăștia, mon cher, când viața e atât de scurtă? Is same-sex marriage legal in Finland? Yeah. I was just interested in the legal but side of... Maybe you could ask that, what I think about the Romani of Bulgaria. What do you think about it? Well, yesterday I got from Moldova.
Ein Grüßela, Pisci, multe Pisci, Massa, Kefal, Covid, Delfin, Caras und Zrak. Rak, multi Rak. I like a Moldovan feeling, it's better. Just civil one, not religious one. Just civil? Yeah. Do you think they should? It should be within our constitution or within the laws that they should... Yeah? Yeah. What does family mean to you? To me personally, it means well, mother, father, but actually also I'm a father. Okay. So me, my wife and two children. I think for other people it could mean just a mother or just a father. Or it could mean two fathers, two mothers. There are some children in the same class as my daughter who have, there's one who has two fathers and there's one who has two mothers. Okay. And it's fine. Kids are fine, right? Yeah, kids don't care. Kids don't care at all. How, what's it like in the UK? Is it legal? Yes. Yeah? Yeah, I believe so. Yeah. A man can get married to a man and a woman to a woman. And it's fine. Sunteți băieți de treabă, sufletiști. Some people, some very religious people, Catholic, don't like it personally, but generally don't mind what someone else does. Mm-hmm. It's only very few people that care so much about other people that they get angry themselves. Este ceea ce am, familia, care există fizic. Familia e un grup de oameni, dacă e într-un final. Nu? Un grup de oameni, ori pe linie maternă, ori pur și simplu familie de cuvinte, îmi vine să zic. Nu știu. Deci, până la urmă, nu contează bărbat, femeie sau contează? Nu, cred că trebuie să primeze, într-adevăr, relațiile, legăturile de iubire, în primul rând, da. Fără iubire, nu mă interesează. Familia, o consider spațiul, e un spațiu intim. Și e foarte greu să aduci un lucru intim în public. Oricum ai aduce-o, devine altceva. Când ești între patru pereți... Ai un sentiment, când ieși din afara casei, un alt sentiment. Și totuși statul încearcă să pună o etichetă pe lucrurile astea și e foarte delicat subiectul. Adică, cred că ține de o majoritate care hotărăște. Și atunci asta dictează mersul unei societăți. Indiferent de ce gândește un intelectual, ce înseamnă asta, știi? Este în continuare legea majorității și este normal să fie așa. O societate evoluează împreună, deci nu avem cum să... Eu, opinia mea are o valoare în momentul în care mă exprim sub numele meu și e o altă valoare în momentul în care reprezint o societate, nu? Da.